Prima fază a castingului Next Top Model by Cătălin Botezatu, sezonul 2, s-a încheiat. Juriul a oferit în rândul celor peste 15.000 de participante 100 de pașapoarte către celebritate. Fetele selectate sunt acum așteptate la București pentru marea finală. Am ales să vin la Next Top Model. Probabil o să vi se pară ciudat, chiar îndrumată de profesorul meu de matematică, care mi-a spus într-o dimineață: na, Iasmina, am văzut preselecțiile și m-am gândit de ce nu mergi și tu. Și am zis că ok, o să încerc. Consider că am calitățile necesare, sunt drăguț, îmi place să socializez, sunt o fire veselă, dinamică, uneori prea veselă și foarte vorbăreață. Colții rivalității încep deja să-și facă simțită prezența în rândul concurentelor. Urmează să se înfățișeze juriului în costum de baie. Fetele se inspectează unele pe celelalte cu ochi critici și dezaprobatori, aruncându-și primele săgeți otrăvite. Am venit la acest casting pentru a mă descoperi, a afla mai multe despre mine, de potențialul meu. Wow, sunt foarte multe emoții. Momentan nu mă ocup cu nimic, am avut o afacere de familie pe care am preferat să o închid, deoarece visul meu este să devin model. Sper cu ajutorul dumneavoastră să pot realiza acest vis. I like the way you move. Misiunea juriului în această seară este una extrem de dificilă. Un pluton de domnițe emoționate și determinate să prindă dimineața cu pașapoartele vizate stă aliniat pe scenă, gata de atac. Bună seara și bine ați venit la Next Top Model by Cătălin Botezatu, sezonul 2. Suntem la ultima preselecție. Vă veți întreba de ce ultima preselecție înainte de marea finală. Pentru că, doamnelor și domnilor, fetelor, fenomenul Next Top Model a devenit o obsesie pentru toate fetele din România. Next Top Model este un fenomen. De data aceasta am avut la castingurile din țară peste 7.000 de fete. Liviu Onescu, membru jurului, agenția MRA, și Guido Dolci, care este șeful cele mai mari agenții de modă, Major. Are sucursale la Milano, Paris, New York și Munich. Au văzut 7.000 de fete, iar nouă ne-a fost extrem de greu să alegem pentru finala de la București, să spunem 34. Deci tocmai de aceea aici, în această seară, sunteți 100 de fete. Un record, ceea ce înseamnă că Next Top Model a fost și este o emisiune de succes. Din păcate, doar una va fi cea care va câștiga titlul de Next Top Model by Cătălin Botezatu și marele contract și, nu în ultimul rând, oportunitatea de a lucra cu agenția MRA și agenția Major. Dacă la sezonul 1 ați văzut o emisiune frumoasă cu provocări, la sezonul 2 vă promit cele mai mari provocări. Vă promit locații superbe, dar în care veți fi supuse unor teste draconice. Dacă sunteți gata, vreau să văd pașapoartele pentru a decide cine va fi următorul Next Top Model by Cătălin Botezatu. Următorul pas decide Cătălin Botezatu, finala mică. Fetele vor urca pe scenă în formație de 10, dând astfel ocazia specialiștilor să le observe pe îndelete și să desemneze norocoasele care vor merge mai departe în marea finală. Fetelor, vă rog să urcați pe scenă. Rămân pe podium pentru marea probă finală. Numerele 3, 5 și 8. Celorlalte, vă mulțumesc. Deci, noi veți lucra oricum cu agenția MRA. Vă mulțumesc, o seară plăcută. Așadar, domnișoarele nominalizate de juriu sunt purtate de scena mobilă către următorul nivel al competiției. Rămân în continuare pe scenă. Numerele 12, 14, 15, 17 și 18. Restul, mulțumesc frumos, o seară bună!
trierea semifinalistelor este o misiune extrem de dificilă pentru juriu. Sunt o mulțime de fete frumoase, toate cu șanse reale de a deveni modele de succes. Să zic că le dăm la un trău șanse, nu că le intră cu pile. Lasă, mamă, că mergem la urmă, nu mergem la urmă. Tristețe nemărginită, dezamăgire și lacrimi. Fetele care au părăsit competiția sunt greu de consolat, în ciuda faptului că însoțitorii le întâmpină în backstage cu multă căldură și vorbe de încurajare. Sunt fete care nu merită acolo înăuntru, foarte mult, și eu am venit așa tocmai de la Galați. Între timp, trierea continuă. Juriul este extrem de concentrat și cântărește îndelung deciziile. Hotărârile luate astăzi vor schimba irevocabil destinele domnișoarelor emoționate de pe scenă. Nu cred că am corespus ședințelor. Oricum voi mai juca și data viitoare și sper că data viitoare să am mai mult noroc. Gustul eșecului este extrem de amar. Mamele, soții, frații și prietenii celor care au părăsit deja competiția suferă la oaltă cu protagonistele devastate de șocul eliminării. Și ce mai rău îmi părea dacă am încercat? Păi vezi, da, păi da. Și atunci? Ai încercat? Ai încercat, știi că cum ai încercat. Pentru că nu eram. Toate fetele, auzi, ce mai fete frumoase. Dacă nu încercam, părea mai rău. Vedeți? Fetele care le doream aici, chiar ele nu au intrat, adică totuși, măcar ele să fie. Erau atâtea fete, măcar cinci. Îmi pare rău. Pentru ele, jur, deci nu am avut chiar nici cea mai mică idee că o să ajung măcar până aici. Dar sunt niște fete extraordinare aici care n-au fost măcar luate în seamă. Chiar sunt extraordinare aici. Multe fețe triste și îngândurate. Trierea s-a încheiat și toate speranțele lor s-au spulberat. Incomodate parcă de prezența camerelor de luat vederi, ele se feresc, pleacă privirile și se ascund să sune apropiații ca să le dea vestea. Fetele care nu au fost selecționate, îmi pare rău, nu disperați, dar încercați să, dacă sunt aici fete, încercați să mă credeți că poate unele dintre voi, pentru că sunt foarte multe fete frumoase de această dată, veți ajunge mai devreme să lucrați pe podiumul din România sau pe un podium internațional. Pentru însoțitorii fetelor care n-au venit aici, asta înseamnă că ele au rămas în marea finală. Deci, mamele, tații, rudele care nu și-au văzut fetele, înseamnă că copiii, fetele noastre, au intrat în marea finală. La celălalt pol, în culise, este veselie mare. 35 de fete frumoase, fericite nevoie mare că au ajuns în pragul finalei, sunt cu gura până la urechi. Ciripesc entuziasmate și așteaptă cu înfrigurare să iasă din nou pe scenă și să demonstreze juriului că au stofă de învingătoare. Pe scenă a fost bine, așa, mai ales când ți-au strigat numărul, ești așa. Mai greu a fost când ne-a ridicat sus, tremurau picioarele foarte tare, am zis, o leocat pe spate. Am avut emoții, dar nu foarte mari, pentru că eram într-un fel convinsă că o să fiu și eu aleasă printre ultimele, să zic așa. Eram absolut sigură că numărul meu o să fie strigat, pentru că chiar am încredere în mine, chiar cred că o să ajung. Dacă nu în final, măcar la agenție să lucrez. And when you smile,
În doar câteva momente, fetele se vor înfățișa rând pe rând juriului. Acesta este, în fapt, marele obstacol. Comentează ele emoționate. O vizită neașteptată însă spulberă pe dată tensiunea. Ce fate? Am venit să vă salutăm, să vă încurajăm. Să vă încurajăm, aveți emoții? Să vă emoții? Puțin. Da. 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 Și noi am avut. Laura și Roxana sunt două dintre frumoasele protagoniste ale primului sezon. Ele au ajuns până aproape de finală, demonstrând seriozitate, determinare și multă disciplină. La momentul eliminării, Cătălin le-a prezis un viitor strălucit în modeling, lucru care de altfel s-a și adeverit. Laura a plecat de îndată să lucreze la Paris, iar Roxana a primit un job la Milano. Noi, după ce am ieșit din emisiune, să zicem, chiar am început să lucrăm și lucrăm. Vă urăm la fel și vouă. La Emerada. La Emerada. Am... Păi depinde dacă ești pe ceea ce vor cei din Italia, să adică zicem. Adică dacă ești mai slabă Milano... și mai așa ca mine, te duci la Paris. Da. Da, și mai urâtică. În concluzie slăbiți. Mai fashion. În timpul emisiunii. În concluzie, mâncați fetelor, îngrășați, vă mâncați sănătos. Da, pentru că o să aveți timp să slăbiți în timpul emisiunii. Da. Da. Trezit la 3 dimineața, la 4 dimineața, dar e minunat, deci... Da, și pe experiențe o să vă plimbați, o să călătoriți. Foarte tare. Bine, în primul rând e foarte plăcut și da, o să treceți. Și o să treacă oboseală. Haideți să mergem. La revedere! Am aflat că e castingul final pentru Next Top Model 2 și unul că mi s-a făcut foarte dor și am venit să retrăiesc un pic momentele de la început și să le încurajez pe fete, să le povestesc un pic așa cum a fost și poate le va, nu știu, poate le va ajuta. Îmi lipsesc toate momentele, chiar vorbeam cu câteva dintre fete cu care am rămas prietene, Roxana, Alexandra, că am început să revedem episoadele și să retrăim acele momente și ne e dor. Ne e dor de acele momente, am vrea să revenim.